Bună, bine v-am găsit la un nou episod din Roblox, suntem aici împreună cu Max. Salut! Și iată-ne, oameni buni, într-un nou episod super interesant pentru voi, pentru că astăzi vom avea bătălia turnurilor. Priviți Opa. Aici, dar momentan sunt la început și o să Pisică, facem împreună. Deci trebuie să ne facem cel mai înalt turn exact. De pe server. Exact. Uite ce au băieții ăștia de aici de pe server, cât de înalte sunt! Doamne ferește, deci așa ceva n-am mai văzut până acum. Deci neapărat să apăsați pe butonașul de like în 3, 2, 1 și like. Dacă vreți să facem cel mai înalt turn de pe server. Să băgăm aici niște Robux și să-l înălțăm uriaș pentru voi special, ok? Bun, hai să vedem pisică. Deci avem aici, începem cu recepția acestui turn. Hai să băgăm turn. Niște bănuți pentru început ca să avem așa da, să avansăm. Da, da. Așa. Aici. Recepția. Ia să vedem. Bă, începe destul de decent cu 70 de dolari, 100 de dolari. Ce recepție frumoasă ai aici, pisică, îmi place. Pe cum să nu? Ok. Încă una. 120. Deci din ce în ce mai scump o să devină, bănuiesc. Asta tip GR, gen dacă vrei să donezi bani la recepție, cred, sau ceva de genul. Spui un borcan de ăla, capitan. Să spui un borcan? Da, de la tips. Ah, păi poți să-ți cumperi dacă vrei bănuiesc. Îți lasă tipsul ăla? Uite, borcanul, vezi? Și trebuie să-ți lase oamenii care vin în turnul tău. Ok. Băi, vreau să-l facem așa înalt. Nu știu de ce îmi dă impresia. Deci fii atent, pisică. Turnurile astea îmi dau impresia de casa lui Hello Neighbor, din Hello Neighbor. Da. Chiar da. Pentru că așa avea și el casa, parcă bucăți făcute. De chiar seamănă. Da. Ok, Flora, așa, bă, cât de bine arată jocul ăsta! Arată super! Wow! Ok. Dar bănuiesc că la celălalt etaj trebuie să duci cu liftul, pentru că altă variantă nu ai. Nu știu, m-am urcat pe scări pe aici, să știi. Și merge? Parcă da. Da, oricum trebuie să mai cumperi pe aici chestiile, dar cred că doar cu liftul te urci la etaje. Clar. Ok. Mai ai un sitting acolo, pisică, în partea aia. Tu ți-ai luat ceva de viteză, că eu nu merg așa repede. Da, mi-am luat și ceva de viteză din shop. Ori 2 run speed, gata, stai că-mi cumpăr și eu. Da, vezi dacă îți dă. Nici prea rapidă, nici nu te ajung. Ok. Chiar e mișto joc, îmi place. Am aici, bun. Mergi aici și apeși pe gen etajul următor, dar... Dar asta e 1, floor 1. Mai trebuie să mai fac ceva. Bă, eu la floor... uite, pisică, eu la floor 1, mă dă la mine acasă la floor 1. Da. Poate trebuie să facem și intrare aici și după ne lasă. Hai să vedem. Ia stai că să... ATM? Aș trebui să pot să vizitez etajele altora? Nu știu. Parcare afară cu mașini! Mă, ce șmecherie! Bine, pisică, îmi place! Ce mașini frumoase! Dacă să dăm acolo și încredeam cap o mașină. Nu le putem conduce, nu. Păi sper că să apăsați și voi pe butonașul de like acolo, să strângem peste 10.000 de like-uri pentru pisica, pentru că minigame-ul ăsta chiar merită, frate, și e super șmecher tycoon-ul. E foarte bine făcut, e tematic, așa cum... Uite, aici, mai e ceva. Eu de obicei. Noi încă nici avem etaje aici, adică gen, gândește-te că o să fie uriașă treaba. Mamă, e bine, full la vedem cât de înaltă putem face, nu știu. Da. Și pe aici? Pac. Măcar aș $5, știi, adică gen, nu e scump. Exagerat. Bun. Și bănuiesc că fiecare de asta, nu știu, că văd că e parcare cu plată. Îmi gândeam că poate să aloce bani fiecare mașină care e parcată acolo. Uite acum de opțiune. Mai e new floor, înțeles. Și acum aleg eu. Deci avem arcade. Înțelegi ce vrei să construiești. Avem arcade, restaurant italian și Tiki Floor. Tiki e un fel de vacanță la... cu floricele la gât, nu știu cum să zic. Probabil un fel de bar ceva, nu știu. Ia zi, ce vrei tu? Păi ce vrei tu? Alege una, că oricum o să hai le construim pe toate. Hai să băgăm un Tiki. Ok, și acum trebuie să intri în lift, bănuiesc și să alegi floor 2. Da, uite, vezi, eu nu pot să vin la tine la floor 2, din păcate. Mamă, avem rechini, ok. Asta e nasol, că aș fi vrut să vin și eu. Ia stai să văd dacă am... Recepția, wow! Bă! Ce tare e, nu cred! Decorațiuni? Da, genia iurea că nu e în aer liber, știi? Dar e mișto. Fiecare chestie, uite, eu te văd de afară, practic. Fiecare chestie pe care o faci e ca o cutie pusă una peste alta. Da, știu, am văzut. Și nu are un fel de ordine, adică genie...
E un pic ciudată treaba asta, pentru că dacă stai să te gândești, ia uite, pot să-mi pun aici ăsta al meu. Dacă stai să te gândești, nu e totul aranjat cum trebuie, adică o cutie e pusă într-o parte, o cutie pusă în altă parte. Știu, am văzut. Nu-i ca un bloc. Cred că asta dă farme cu jocului mai degrabă. Clar, ia uite, mai rechini acolo. Ce am? Rechini. Da, am rechini. Gata, am terminat. Bun. Și următorul etaj te cu top. Acces. Bă, nu cred, adică nu văd nicio variantă. Nu văd nicio variantă să poți dai join la un prieten. Adică gen mie îmi dă aici să dau la etajul 2. Da, dacă eu apăs etajul 2, mă trimite la etajul 2 al meu, nu la al tău. Piscină. Unde ești pisica? Capitan. Da? Tesla Generator. E bine. Ia să vedem. Ok, hai să vedem. Ceva, n-am mai văzut așa ceva până acum. Cred că poți să-mi dai share screen mai degrabă, sincer. Corect. Hai, stai așa. Așa mă pot uita și eu și pot și eu ce faci acolo. Gata, ia zi, capitan, se mișcă bine? E mai bine, da, e mai bine așa. Hai. Ia. Etajul 3. Etajul 3. Opa! Asta e ideea de produce curent, pisică. Da. Deci îți va produce curent pentru turn, pentru că îți dai și tu seama că ai nevoie de curent pentru a putea rula o asemenea clădire uriașă, deci corect? E super, da, normal. Și băi, dar vezi că se produc și banii destul de rapid din ce normal. Văd, adică am băgat și o cât dată. Faci chestiile astea, cu cât cred că se producă mai multe, de $740 pe secundă. Deci, nu mai văzut asta până acum, Tesla Generator la un alt tycoon, știi? Da, n-am văzut ceva nicio. Ceva nou. Gândesc că trebuie să faci chestia asta pentru că ai un turn foarte mare și ca să poți să susții toate etajele pe care le vei avea nevoie de curent. Dar cred că fiecare etaj pe care îl faci ție îți va produce bani, pentru că uite, acum ai 836 de dolari pe secundă. Deja se mărește numărul ăla la aproape fiecare chestie pe care o cumperi. Ok, asta e genial. Și nu sunt așa de scumpe, cel puțin acum la început nu mi se par scumpe. Așa. Mi se par chiar ok. Ok, am terminat și etajul ăsta. Următor. Avem așa, bine, ăsta nu-l mai facem. Arcade-ul și restaurantul italian. Ia, bag-mă în restaurant, așa că avem nevoie de ceva de mâncare. Știi, adică, ia uite ce mișto a făcut. Se construiește așa. Ce formă ciudată. Bun, etaj 4. Ok, hai să vedem, etajul 4. Bun. Bă, dar e mișto că vezi că nu e doar exteriorul. E super tare. Nu e doar exteriorul așa, ci și interiorul este la fel făcut. Workstation. Așa. Aici e bucătăria, mă. Aici avem bucătăria. Frumos. Oh. Ai trebuie să ai grijă, că îți pică în cap astea. Ok. Opa. Chef. Avem aici ceva bucătar chef. Mamă, că avem mai mulți. Îmi place. Așa. Ok, ia să vedem kitchen doors. Hai să văd, mai am ceva de cumpărat aici. Frigider. Ok, și mai am un chef de cumpărat. Gata. Bun. Okay. Bonus received, ai primit 190.000 bonus. Am văzut. Bă, ai primit foarte mult. Ok. Lumini? Lumini. Wow. Ok. Vezi că astea ți apar pe rând, tu nu le vezi prima dată inițial. Aici cu rezervare, pisica, aici nu poți să vii oricum. Normal, capitan, păi dar cum adică? Tip jarul ăsta să știi că nu trebuie să-l cumperi la toate etajele, doar dacă vrei. Îți mărește puțin, dar... Na. Bun, hai să vedem următoarea. Piscină sau arcade? Bă, amândouă sunt mișto. Ori piscină, ori arcade, care din ele vrei tu? Zice, uite, scrie jos, you need more entertainment. Deci arcade vrei, că vrei. Zice ce are nevoie turnul tău mai degrabă. Ok. Așa. Bun, deci hai să vedem, etajul următorul 5. Etaj este arcade. O să facem și piscina, nu vă faceți facem problemă. Facem și piscina, nu-i problemă. Bă, dar uite cum se vede de aici, deja te-ai înălțat super sus. Da. Aici ai console de alea de jocuri. Mamă, dar eu mă uit de jos să văd cum arată. Deci arată super. Băi, dar câte de astea au făcut băieții ăștia? Mamă, dar e super tare. Bine, tu trebuie să le iei super repede. Că gen... Da. Ia stați așa. Momentan îți produce mai mult decât consumi. Să zic normal, așa. Normal, dar n-am mai văzut așa ceva. Am băgat atunci la început niște bănuți. Că de obicei în minigame-urile astea tot timpul trebuie să bagi în continuu, știi? Adică gen în tycoon-uri cel puțin. Decât dacă nu vrei să stai, nu știu, câteva săptămâni să faci un tycoon, știi?
Trebuie să bagi niște Robux. Ok. Ia să vedem TV-ul. Plante. Ok. Asta e o zonă de entertainment. Ca asta aș și zis. Vrea o zonă în care să te distrezi. Și mi se pare o zonă foarte bună. Da. Ok, mașina de aici. Gata, etajul 5 este terminat. V-ați cazat la mine aici, oameni buni, ia ziceți voi. Bă, eu sincer am să-i cazez pe toți care au apăsat pe butonașul de like. Restaurant grec, îmi place. Superb, faceți și restaurant grecesc, oameni buni, gata, mergem și în Grecia. Hai să vedem. Etajul 6. Cum se cheamă mai aia de la greci? Giros. Mamă, ce aș băga un giros. De ce nu mă duce? Ești la etajul 6 deja, da? Bun. Aș băga un giros, știi cum ar merge? Mamă, o bunătate. Ia să vedem. Nu mă mai interesează asta. Nu, păi n-are rost să le iei la fiecare etaj în parte. Vezi că e tematic, așa, super tare. Păi da, e făcut exact, cu albastru și cu alb, că așa au ei. Ustensile, le-ai pus acolo de astea de mâncare. Plante, mese. Avem mese și în partea aceasta, îți trebuie și bucătăria, bineînțeles că... Nu să vină oamenii acum să stea la masă și să nu mănânce nimic. Da, să vină cu pachetul de acasă, cine a mai pomit așa ceva. Nu o să-i ajute prea mult chestia asta, ia să vedem. Următorul Hai să vedem loc, bucătăria. Area. Freezers, ok. Asta. Stai așa, pisică, stai așa, că nu le nimerești. Dăm și așa. Chef, ok. Bucătar expert în mâncare grecească. Chiar aș vrea să văd ce gătesc ăștia, dar... Nu știu că se vede, nu cred că se arată. Nu, cred că gătești nimic ăștia. Ei gătesc ceva, dar nu știm noi. Bă, 480 de bonus. Ai văzut? Mam. Eu nu cred că se termin banii ăștia vreodată. Nu știu ce să zic, poate dar termin, gen... merge ca lumea rău de o tot. O gălăgie adică, de bani. Ai băgat la început niște bani și atât? Da, la început am băgat niște bănuți, am luat autocolectul din... magazin și alergătura și atât. Ma chiar îți merge super rapid să construiești toate astea, ia uite. Așa și cred că dar mai ceva de pentru că nu trebuie la felul complet. Ok. Mai am? Mai am? Nu, asta nu trebuie, astea nu sunt obligatorii. Uite. Mai ai lumile din partea aceasta. Mamă, deci... Gata, etajul 6 este terminat. Superb! Orice poți să-ți dorești, bagi un giros aici, știi cum merge. Hai să vedem, arcade. Următorul etaj... You need more electricity. Ai nevoie de încă un Tesla generator. Hai, băgăm încă un Tesla. Dar am văzut acolo că ai un buton de reroll. Gen, dacă cumva nu-ți pică ce vrei, o să apeși butonul de reroll și îți dă altele. Ok, căutăm piscina. După ce terminăm asta, ai nevoie de, că zice că ai nevoie de mai multă curent, că trebuie să-ți faci, altfel nu cred că poate să susțină clădirea. Da, normal. Deci ai nevoie să-ți construiești chestia asta, n-ai de ales. Nu știu ce unele sunt verzi, iar altele sunt roșii. Care-i logica? N-am nicio idee. Cred că știu. Alea roșii nu-ți vor da nimic în plus, iar alea verzi îți vor mări banii pe secundă. Mai avem ceva verde pe aici? Da, avem. Stai. Uite, vezi, toate alea verzi îți vor mări banii pe secundă. Iar alea roșii deloc. Tare, interesantă chestia, pentru că dacă să zicem... Că tu te joci și nu bagi niciun Robux. Și... Practic tu poți să-ți iei astea verzi, mai faci niște bani plus, mai iei de-astea roșii, știi? Corect, și corect, te ajută. Corect. Hai. Nu știu de ce nu ți-l ia. Alo? Nu știu, ți s-a blocat puțin sau? Nu știu. Hai să văd. Ți s-a blocat și banii, de-aia zic că mie că a murit serverul. Gata, da, a murit puțin serverul. Dar și-a revenit, gata. Ok. Uite, gata, hai că avem. Hai că avem și piscina. Mamă, dar sunt foarte multe chestii. Tiki Flor, de exemplu, noi nu l-am văzut. Ce n-ai văzut? Tiki Flor, l-ai văzut? L-am făcut eu, da, dar nu erai tu pe partajare. L-ai făcut, eu nu l-am văzut. Ok. Aici avem și saună, fii atent, pisică, că e treabă serioasă aici. Mamă. E cu saună, cu de toate. Wow. Ce nebunie. Ia uite, și jacuzzi. Ok. Asta este vai, sauna. Vai, cât de frumos. Stai aici frumos, te încălzești. Poate te bălăcești în piscină, nicio problemă. Așa, și aici mai au sauna aici, două. Dacă aici sunt mai mulți oameni și au nevoie, trebuie să avem pentru fiecare în parte.
Pentru fiecare om în parte. Ok. Ia să vedem noi ce mai avem pe aici. Bă, eu sunt curios. Șezlonguri, de obicei stai pe șezlong? Bine, da, de fapt stai și la piscină. Mă refer la că stai pe șezlong gen la soare. N-am prea e soare aici. Păi nu e soare, aici nu e soare, capitan. Hai să vedem. Buy new floor. Disco. Woo! Frumos, îmi place, îmi place. Disco. Chestii noi mereu. Etajul nou, mamă, câte etaje ai făcut. Hai să vedem la disco aici. Băi, câte chestii de construit aici, ia, te treci peste mamă. Ele. Mamă. Fiecare bucată de asta trebuie să o cumperi, lol. Da. Foarte tare, Tycoon, deci îmi place mult de tot. Mie mi se pare tare faptul că, gen, ai băgat banii la început și pe aia nu trebuie să bagi bani și da, bagi și rapid. Priviți. Adică, gen, nu stai 7 ore să construiești un etaj. Nu. Băi, imediat l-ai făcut. Adică, mi se pare că avansăm super, super șmecheri. Asta e să mă uit de jos să văd cum arată. Mamă, deja te-ai înălțat tare. Mamă, nu-ți dai seama că da. Te-ai înălțat chiar tare. La vecini. Bine, are vecinii acolo. Sunt mult mai sus. Vecinii sunt mult mai sus, dar cred că dacă vrei să faci un turn de ăsta, gen, până la ceruri, cred că-ți trebuie de asta, cum îi zice. Ce cred dansează trebuie... DJ-ul. Woo! Dar foarte important la jocul ăsta, din ce am observat, trebuie să faci ce-ți share. Pentru că, uite, de exemplu, tu ai 5 stele. Adică ai notă maximă, ți-a dat jocul. Okay. Dar văd pe vecinul tău de lângă tine care are doar 2. El nu cred că a respectat, deși a făcut bani și astea și a construit turn mare, nu i-a dat foarte multe stele, cred că n-a respectat ce i-a cerut jocul. Mm. El zice, ai nevoie de mai multă electricitate, ai nevoie de mai multă nu știu ce. Vedem. 10. Etajul 10, băi, ești nebun. Asta? Păi ce? Ai făcut din nou piscină. Doamne ferește. Eram confuză puțin că am văzut piscina asta construită acolo. Mi-a făcut din nou piscina. Tu ai vrut să faci din nou piscina sau absolut din greșeală? Nu, din nou piscina am vrut să fac, pentru că am avut de ales între arcade și nu știu ce. Da, dar vezi că ai butonul de reroll jos. Cred că ăla are legătură cu ceva. Ia, stai că încerc eu să mă duc să fac la mine. Să văd care e semnificația butonului de reroll. Păi stai, capitan, că ne uităm noi, că termin imediat. Păi mie să nu-ți dea reset la tot turnul sau ceva. Ah, ok. De asta, lasă-mă că fac eu aici, la mine, tycoon-ul meu propriu. Bine. Hai să vedem. Și imediat am să-ți zic ce face butonul de reroll. După ce termin etajul ăsta. Te aștept. Să-mi zici că nu pot să mă uit momentan la tine, să-mi zici ce o să-ți dea, ce variantă să-ți dea următoarele. Hai să vedem. Deci restaurant italian, Tiki Flor și Tesla. Vezi ce-și cere jos? You need more living spaces. Ai nevoie de locuri de locuit, cum ar veni mai degrabă. Tiki Flor. Dormitoare. Păi și ai dormitoare? Nu, nici n-am văzut dormitoare până acum. Nu știu ce face reroll. Te dau? Dă-i buy now. Cred că se face din nou. Dormitoare, nu, am nevoie de dormitor. Mai voie? Ba da. Da. Ok, nu. Ai văzut dormitoare până da, acum? Da, am văzut dormitor. Da? Da, uite-l. Ah, ok, da, mă, deci asta face, nu mai are rost să-mi cumpăr eu pe aici. Așa, hai să vedem. Construim următorul etaj. Bun. Aici avem dormitoarele. Era oarecum logic să ai și dormitoare, bun. Pentru că până la urmă... Ce faceți, mamă, ce vecinilor? Mamă, ce mișto! I-a dat toată opțiunea și am ignorat-o. Parcă aveam nevoie de altceva în momentul ăla. Da, după trebuie să respecti. Dacă vrei să-ți dea notă maximă cum ar veni jocul să te... Ok, aici avem o baie. Câte stele ai. Balconul, ok. Trebuie să respecti ce zice. 2 milioane, bun, spui că tu nu mai te-ai cumperi banii jocul ăsta niciodată, cred că. Bă, l-a făcut chiar cu cap, adică... Da, e ca lumea făcut. Okay. Și mi se pare chiar șmecher, mă, frate, chiar super șmecher a ieșit jocul ăsta. Chiar merită jucat. Bun, baia acolo, nu am ce face. Mi se pare ciudat că, gen, n-am mai văzut în alt tycoon să-ți dea bonus sau așa, gen, zici că ți-ai cumpărat bani. Dar nici eu n-am mai văzut așa ceva, de obicei te pune la plată. Da, te pune grav la plată. Știu. Ia să vedem pe ce balcon, ușă. Luăm un safe, hai să vedem cum cameră, arată. Deci, pentru abonații care au apăsat acolo pe butonașul de like. Gata. Așa arată un safe. Destul de prețios.
Cred că în fiecare etaj e diferit. Tip jarul. Da. Da, așa să văd. Mai am ceva de... A, da, aici. Pac, pac. Foarte interesant. Așa. Ok. Bun, am terminat. Hai să vedem. You need more living spaces. Deci ai mai avea nevoie de un dormitor. Da, pentru că eu nu am făcut deloc până acum. Da, ar trebui să-ți fi dat deja, okay. Gata. Gata. Da, pentru că până la urmă gândește-te, omul se duce la piscină, omul se duce... Normal, știi? Dar unde, ce face după aia? Unde doarme? Trebuie să și doarmă, nu? Corect. Și atunci... Ia să vedem aici. Mamă, 5 stele, pisică. Păi da. 5 stele. Toată lumea pe server are câte 2 stele, câte 100. A, nu, uite, mai este un băiat care are 5 stele aici. Da, contează foarte mult. Contează chestia asta să-ți respecti ce da, zici știu. Acolo, știi? Da, să fiu sincer, eu până acum n-am văzut chestia. M-au făcut și ăștia, că probabil nici ceilalți n-au văzut că ai acolo ceva care trebuie normal. Respectat. Dar bine, vezi că ei au făcut și bani și au făcut și turnul mare, deci nu cred că trebuie neapărat nu să respecti. Nu neapărat, dar dacă vrei să ai și 5 stele, ar trebui să respecti, știi? Corect, dacă vrei 5 stele, corect. Da, am terminat. Am 12 terminat. Oh, încă am nevoie. Încă ai nevoie, dar fă un tiki flor acum. Hai să poți vedem să faci un tiki flor, oameni na. Buni. Hai după să... aia faci prea multe dormitoare unul după altul și na. Ok, deci okay, avem... Mai faci după aia. Căzi ai tiki florul, capitan? Acum îl văd și eu pentru prima dată, ia să vedem. Îl vedeam de sus, de jos și nu n-am văzut decât partea aia cu rechin. Da. Eu n-am văzut construcțiile. Okay. De afară nu se văd construcțiile. Așa. Ok, interesant. Bun. Mă, ești așa de sus acum, vezi numai cerul. Vezi numai cerul. O să trebuiască să și cobor la un moment dat, da, ca să vezi de jos să vezi cum arată. Bun. Yes. Bă, ăsta chiar a fost super rapid. Da, vezi? Așa arată. Ah, bun. Plăguț. Hai să mai facem un apartament. You need more living spaces, n-ai ce să faci, îți mai cer un dormitor. Hai să vedem. Nu știu că dacă ajungi mai departe sau pe cât de departe ajungi, poate să dai alte chestii noi. Habar n-am. Nu cred. Gen... Astea sunt toate, practic. Crezi? Da, asta mă gândesc dacă era mi le dădea și acum. Bă, da. Trebuie să mă uit, ia stai o secundă, am să mă uit să văd la tine. Așa. Mai construcția și să mă uit și la vecini, să văd cum au construcție, să văd dacă sunt etaje diferite la unii. Ok. Ia. Deci tu ai ale albastre le-au și ăștia. Bă, să știi că... A, de fapt nu. Ai și tu portocaliu, doar că ăștia au făcut multe portocalii. Da. Verde. E un albastru micuț. Ah, ăla e și pe ăla. Albastru micuț. Deci... Okay. Cred că ai dreptate. Da, astea sunt, dar de ce mi-a... Capitan, am 2 stele, de ce am 2 stele? Nu! Probabil că n-ai respectat atunci și ai pus tiki bar, că ți-am zis eu să pui tiki bar. N-are nimic, capitan, e problemă. Ei, oricum, ți-am zis, asta nu te afectează cu absolut nimic, pentru că uite-te puțin. La ăștia alți, este un băiat aici lângă tine care are 47 de milioane cu 2 stele, like... Nu l-a afectat cu nimic. Ei, cu ce să l-a afectat, să fim serioși acum. Ce faceți, bă, nene, bă? Uite-l și pe Ștefan, uite-l și pe Rareș. Aulu! Bă, nene, sunt frații aici cu noi. Nu pot mă să intre și ei. Dar nici eu nu pot să intru, aici nimeni nu pot să intre. Așa e taicunul, bă, nene, acum v-am văzut. Copcii, doamne. Dar vină să vezi afară cum arată. Hai să ne uităm și noi de sus. De sus, de jos, pisică? De jos, doamne, de sus. Hai, cam ce. Ajuns, ai fost până acum. Da, știu, și am rămas așa fixată. Bun, ia hai. O, bine așa, cu turnul. Micuț, deci față de vecinul. Dar arată bun, bine. Arată bă, bine. Bă, ăștia care au făcut turnul ăsta, gen, care au făcut turnurile astea atât de înalte, s-au jucat, cred că, o săptămână. Îmi dau seama, dar voi ați înțeles ideea, ați văzut toate camerele. Acum da, bănuiesc că jocului. O să mai adauge, că am văzut că se mai fac update-uri la acest icon. Asta-i toare. Vă juca și voi că este foarte, foarte drăguț. Eu am 0 stele, pisică, ce părere ai? Nu ai construit nimic, capitan. Am construit etajul, primul etaj. Bravo, da. Bun, și cam cu acest episod, dacă v-a plăcut și mai vreți să mai facem episoade din Roblox, nu uitați să apăsați butonașul de like și ne auzim data viitoare. Pam! Pa, pa!